Oasele, articulațiile și mușchii intervin în realizarea oricărei mișcări a corpului nostru. Legate între ele prin articulații, oasele sunt puse în mișcare sub acțiunea unei forțe active reprezentată de mușchii care se contractă. Știați că aproximativ 300 de mușchi scheletici sunt utilizați pentru a ne menține corpul în poziție verticală, stabilă? Mușchii nu acționează independent, ci coordonat în echipă. Majoritatea mișcărilor sunt realizate prin acțiunea comună a unei perechi sau unui grup de mușchi principali, numiți agoniști. Opuși agoniștilor sunt mușchii antagoniști, care lucrează alternativ. Un mușchi se contractă, iar celălalt se relaxează. Să luăm ca exemplu de mușchi antagoniști, mușchii brațului, bicepsul și tricepsul brahial, în mișcarea de flexie de aducere a antebrațului pe braț. Bicepsul se contractă, iar tricepsul se relaxează. În mișcarea de extensie, acțiunea acestor mușchi este inversă. Tricepsul se contractă comparativ cu bicepsul care se relaxează. Mersul, mișcare complexă, specifică ființei umane, ființă bipedă, se realizează prin acțiunea combinată a mai multor grupe musculare și articulații. În timpul mersului, centrul de greutate trece alternativ de pe un picior pe altul, doar una dintre tălpi atinge solul, preluând astfel întreaga greutate a corpului nostru. V-ați întrebat vreodată cum poate un mușchi prin contracție să deplaseze oasele unele față de altele? Mișcările inițiate de mușchi sunt realizate conform legii pârghiilor mecanice. În organismul uman sunt întâlnite toate cele trei tipuri de pârghi, de ordinul 1, 2 și 3. Pârghia de ordinul 1 este întâlnită în funcționarea articulației craniului cu coloana vertebrală. Punctul de sprijin este reprezentat de articulația dintre craniu și coloană vertebrală. Forța activă este reprezentată de mușchii gâtului care se contractă. Punctul de aplicare a rezistenței a forței pasive este dat de greutatea oaselor feței. Pârghia de ordinul 2 este întâlnită în funcționarea articulațiilor piciorului în poziția stând pe vârfuri. Punctul de sprijin este reprezentat de degete. Forța activă este reprezentată de mușchii gambei, iar punctul de aplicare a rezistenței a forței pasive este dat de greutatea oasei plantei piciorului. Pârghia de ordinul 3 este întâlnită, de exemplu, în funcționarea articulației cotului. Punctul de sprijin este reprezentat de articulația dintre osul brațului și oasele antebrațului. Forța activă este reprezentată de mușchii brațului, iar punctul de aplicare a forței pasive este dat de greutatea oaselor antebrațului. Articulațiile mobile dintre oasele membrelor, în majoritatea mișcărilor, funcționează după principiul pârghiilor de ordinul 3. Regimul alimentar rațional, adecvat particularităților de vârstă, exercițiile fizice, odihna pasivă, somnul, evitarea factorilor de risc, respectarea normelor de igienă sunt condiții esențiale pentru menținerea stării de sănătate a sistemului locomotor. Alimentația echilibrată în perioada de creștere trebuie să cuprindă pe lângă alte componente esențiale și sărurile de calciu și fosfor care dau duritate oaselor, vitaminele A și D cu rol important în procesele de creștere și dezvoltare a organismului. Vitamina D sau vitamina antirahitică favorizează absorpția calciului și a fosforului, mineralizarea oaselor, stimulează creșterea și remodelarea osoasă, intervine în contracția musculară. În caz de avitaminoză severă, la copii apare rahitismul, iar la adulți, osteomalacia. În rahitism, mineralizarea fiind defectuoasă, oasele sunt distorsionate, se fracturează ușor. Abdomenul capătă un aspect batracian. Erupția dinților este deficitară, iar ficatul și splina cresc în volum. Osteomalacia se caracterizează prin fragilitatea oaselor, dar și prin dureri musculare. Deformările osoase sunt cauzate în marea majoritate a cazurilor și deținutele incorrecte ale corpului pe timp îndelungat
de supra-solicitările din timpul unor activități fizice intense, de folosirea încălțăminte neadecvate, necorespunzătoare. Deformările coloanei vertebrale, frecvent întâlnite la copii, sunt scoliosa, cifoza și lordoza. Scoliosa constă în devierea laterală a coloanei vertebrale. Caracteristica acestei afecțiuni este asimetria umerilor, unul este mai ridicat decât celălalt. Această deformare e rezultatul purtării greșite a ghiozdanului doar într-o singură mână sau doar pe un singur umăr. Și poziția incorrectă în bancă favorizează apariția scoliozei. Cifosa este caracterizată prin accentuarea curburii dorsale a coloanei vertebrale. Cifosa, popular, poartă denumirea de cocoașă și apare frecvent la cicliști, bijutieri, ceasornicari, datorită activităților specifice. Lordoza constă în accentuarea concavității lombare, deseori, datorită tendinței de a menține în mod forțat ținuta corectă a spatelui, poate apărea în timp această deformare a coloanei vertebrale. La nivelul sistemelor articular și osos, în urma unor accidentări, pot surveni anumite afecțiuni, ca de exemplu entorsele, luxațiile, fracturile. Entorsele sunt traumatisme articulare, caracterizate prin întinderi, răsuciri ale ligamentelor, survenite în urma unor mișcări bruște și incorrecte. În cazul luxațiilor, are loc ruperea ligamentelor care poate fi urmată de ieșirea, deplasarea capetelor osoase din articulație. Fracturile sunt rupturi ale oaselor, consecințe ale unor politraumatisme în cele mai multe cazuri. Ele pot fi închise când osul nu perforează țesuturile înconjurătoare și deschise, însoțite de hemoragii externe, cauzate de ruperea pielii și a țesutului muscular de către osul fracturat. O afecțiune ortopedică este și platfusul, malformația piciorului, piciorul plat cum este cunoscută, în care talpa piciorului este puțin pronunțată, puțin arcuită. Consecința acestei deformații o reprezintă durerile articulare, resimțite la nivelul gleznei, gambei, cu mobilitate redusă în timpul mersului și în desfășurarea multor activități fizice, sportive. Alte afecțiuni ale sistemului locomotor sunt oboseala musculară și tendinita. Oboseala musculară apare de obicei după un efort fizic prelungit și constă în reducerea temporară a capacității de funcționare a mușchiului. În aceste condiții, cantitatea de oxigen a mușchiului este insuficientă, iar în fibrele musculare se acumulează acid lactic. Febra musculară sau inflamația musculară este percepută ca o senzație de disconfort sau durere locală la nivelul mușchilor scheletici care au fost supra-solicitați. Tendinita reprezintă inflamarea dureroasă a unui tendon, netratată sau neglijată. Tendinita poate duce la ruptura tendonului afectat. Exercițiile fizice de încălzire înaintea unui antrenament, evitarea tipurilor de mișcări care acționează constant asupra articulațiilor și supra-solicită tendoanele mușchii, sunt măsuri de prevenire a acestor afecțiuni. În perioada pubertății și a adolescenței, sistemul osos și sistemul muscular au un ritm de dezvoltare diferit. Mai întâi cresc oasele membrelor, fapt ce determină o disproporționalitate corporală temporară. Durerile osoase, articulare, dar și cele musculare sunt specifice perioadei de creștere. Pentru o dezvoltare armonioasă, este necesară o alimentație echilibrată, care să asigure organismului toți factorii nutritivi necesari. De asemenea, o deosebită importanță o are evitarea sedentarismului și practicarea mișcării.